Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit la podcastul Ploieștiul nostru. Numele meu este Alesia Marin, iar podcastul de astăzi va fi despre elevi și pentru elevi, despre reprezentativitatea pe care ei o au, atât în Consiliul Național al Elevilor, cât și în Consiliul Județean al Elevilor. Astăzi l-am ca invitat pe David Ristea, vicepreședinte în Consiliul Național al Elevilor și totodată fost președinte în Consiliul Județean al Elevilor, căruia îi urez bun venit în emisiune. Bună, bună. David! Mulțumesc pentru invitație, îmi face din nou mare plăcere să fiu aici. Ce faci? Cum ești? Bine, în vacanță. Mă bucur să aud asta. Știu că momentan ocupi funcția de vicepreședinte în cadrul Consiliului Național al Elevilor, dar înainte ai fost și președinte în cadrul Consiliului Județean al Elevilor în Prahova. Și aș vrea să ne vorbești puțin despre tot începutul tău. De unde a pornit, practic, această dorință ta de schimbare? De fapt, a început mai devreme, prin clasa 7 chiar, când m-am implicat pentru prima dată în această structură, într-un consiliu școlar al elevilor. Bine, atunci nu exista termenul acesta de junior, dar era un consiliu școlar al elevilor junior, fiind într-o școală gimnazială. Pe vremea aceea era așa de la început, încât nici nu aveam un regulament. Acum avem și un regulament pentru aceste consilii. Și apoi, în clasa 9-a, am candidat din nou într-un consiliu școlar al elevilor plin, să zicem așa, adică practic în liceu. Și tot în clasa 9, dacă nu mă înșel, da, de fapt tot în clasa 9, am ajuns și vicepreședinte la Consiliul Județean al Elevilor Prahova. Foarte interesant. Și de acolo bănuiesc că ai tot evoluat, astfel încât în momentul de față ocup funcția de vicepreședinte în cadrul Consiliului Național chiar al elevilor. E foarte interesantă toată această poveste a ta, cum ai început cumva prin clasa 7 să te ocupi de implicare în comunitate, să reprezinți cumva elevii în tot acest demers. Și voiam să te întreb, care sunt cele mai mari greutăți pe care le-ai întâmpinat încă de la începutul tău, încă din clasa 7, despre care ne vorbeai? Cu siguranță discuția cu, bine, autoritățile cele mai mici, când începi într-un consiliu școlar al elevilor, autoritatea, să zicem așa, este direcțiunea. Și asta este o chestie general valabilă în Consiliul Elevilor și, de fapt, în orice organizație, că o să te lovești de foarte multe uși închise, directori, profesori care o să refuze să colaboreze, asta ar fi cam primul lucru, și apoi, desigur, dacă chiar vrei să faci un eveniment mai mare, o să ai nevoie și de bani. Și acum e greu să vinzi anumite proiecte în așa fel încât să câștigi anumite granturi, sume de bani ca să sprijini respectivul proiect. Și asta, de asta ne lovim chiar și acum, și la nivel național și la nivel județean, aceeași problemă, că oricum, mai ales Consiliul nu are o structură, nu este o personalitate juridică și este foarte greu să obții finanțări pentru diversele proiecte. Uite, chiar voiam să te întreb, fiind un reprezentant în Consiliul Elevilor și dorindu-ți să organizezi, nu știu, un eveniment, un proiect, de unde, care sunt posibili sponsori sau posibilele ajutoare pe plan financiar? Cine poate contribui cu suma necesară astfel încât evenimentul respectiv să poată fi într-adevăr organizat? Acum, depinde foarte mult de proiect și de cât de mare va fi, nivel local, mă refer la școală, nivel județean sau național. La nivel școlar, de obicei, se ajută foarte mult prin finanțări de către asociația cele de părinți din fiecare liceu sau ba chiar și sponsori, mă refer la firme private, așa mai departe, sau în rare cazuri au fost și primării care au sponsorizat cu anumite sume de bani respectivele proiecte, mai ales într-o comunitate mai mică, nu știu, într-o școală gimnazială dintr-o comună, de obicei primăria încearcă să ajute respectiva școală. La nivel județean, în schimb, pot să vorbesc, aici deja intri un pic mai multe domenii, ai Consiliul Județean, ai primării, ai sponsori mai mari oarecum, pentru că și vizibilitatea proiectului este în același timp un pic mai mare și automat și beneficiul este unul mai mare. La nivel național, în mare parte, doar firmele foarte mari ajută sau chiar și locale, unde în orașele în care se organizează evenimentul, mai rar primării. Dar dacă noi facem, de exemplu, cum a fost, cum este adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor, facem într-un anumit oraș, acea adunare generală de obicei este sponsorizată de primării. Da, normal, pentru că cumva se concentrează strict pe orașul respectiv. Exact. Și am înțeles. Știu că ai fost președinte în cadrul Consiliului Județean al Elevilor și ai avut un mandat destul de lung și îl consider eu și foarte mulți din acest oraș un mandat de amploare. Aș vrea să te întreb cum consider că s-a schimbat Consiliul Județean în bine datorită mandatului tău. Cum a influențat tu cumva toată această schimbare? N-a fost chiar un mandat foarte lung, cred că a avut undeva în jur de mai puțin de un an, doar la 10 luni, să zicem.
Dar cu siguranță cred că cel mai bun lucru pe care am reușit să-l fac a fost să unesc oarecum întreaga adunare generală și să creez oarecum niște relații de prietenie datorită SJFR-ului, sesiunea județeană de formare a elevilor reprezentanți, care a fost făcută pentru prima dată, cred că a fost făcută și de premieră așa, în format fizic, pe parcursul a 3 zile și cu cazare în Ploiești, pentru că na, Prahova are și foarte multe licee în afara Ploieștiului, mai mult de, de fapt, mai, da, un pic mai mult de jumătate din licee sunt în afară. Dar și automat a fost nevoie de, de cazare și de mese asigurate, mă gândesc. Cu siguranță. Da, este, de obicei este mult mai greu să organizezi astfel de evenimente, mai ales că nu este un eveniment public. Prin urmare, nu o să vezi presa acolo ca să vină firmele să-și pună afișe și așa mai departe, dar acest eveniment i-a ajutat foarte mult. S-a observat instant după eveniment cât de uniți au devenit dintr-o dată. Chiar voiam să te întreb despre acest eveniment. Am participat și eu în calitate de vicepreședinte al Consiliului Școlar anul trecut și mi s-a părut, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost unul foarte interesant, cu o mulțime de workshop-uri unde chiar am putut să învățăm o groază de chestii foarte interesante despre tot ce înseamnă reprezentativitatea elevilor. De unde ți-a venit ideea aceasta pentru a organiza acest eveniment și cine anume te-a ajutat? Cum anume ai făcut rost de sponsorizările necesare astfel încât să poți să cazezi elevii, să le oferi mesele de care vorbeam, mesele de care au nevoie? De unde a pornit toată această inițiativă? Ideea nu este neapărat una unică, ba chiar este și o tradiție a Consiliului. Există SNFR, SRFR, SJFR, toate nivelurile posibile. Deci, practic, tot ce am făcut este, de fapt, să readuc ideea de SJFR de calitate într-un CJ, pentru că și înainte a mai fost o sesiune județeană de formare în Prahova, dar a fost online în timpul pandemiei. Deci, oricum, nu se putea atunci face fizic, nici dacă se dorea. Dar una este online, una este fizic și mai ales pe parcursul mai multe zile, pentru că se poate face și o zi, dar așa cum ai zis și tu, a fost un număr mult mai mare de workshop-uri, prin urmare beneficiul a fost unul mai mare. Acum legat de sponsori, toți banii au fost de fapt din partea mediului privat, să zicem așa, și cu ajutorul Hotel Nord, care bine, a oarecum redus prețul pentru cazare. Am reușit să ne încadrăm într-un buget, să zicem, micuț. Am înțeles. Mă bucur foarte mult că există astfel de inițiative în orașul nostru și că oamenii chiar își doresc să aducă o schimbare în bine. Știu că în momentul de față suntem chiar în pragul alegerilor în Consiliul Județean al Elevilor. Urmează să fie un nou birou executiv. Sunt foarte puțini care rămân din fostul birou executiv, astfel încât majoritatea posturilor se vor ocupa de persoane noi. Și voiam să te întreb ce așteptări ai de la viitorul președinte, viitorii vicepreședinți, viitorul secretar sau viitoarea secretară executiv. Care sunt așteptările tale? Bine, acum legat de așteptări, fiecare are o viziune subiectivă legată de un consiliu sau altul, sau legat de întreaga mișcare de reprezentare. Atâta timp cât există oarecum o activitate și o continuitate în această mișcare de reprezentare, cu siguranță nu poți să dai greși. Acum, dacă ai alte interese la mijloc, nu știu, să obții adeverință că ai fost în Consiliul Elevilor ca să te ajute la facultate mai departe, atunci cu siguranță este o problemă. Deci, atâta timp cât măcar este o activitate constantă și Consiliul este vizibil și în mediul public și în rândul elevilor, pentru că de fapt asta este mai important, încă foarte mulți elevi, la un moment dat și acum în prezent consideră că poate Consiliul îi reprezintă sau uneori nici nu știu de Consiliu, pentru că de fapt problema este că ei nu știu ce face Consiliul. Asta ca sursă. Nu mai vorbim de Consiliul Școlar al Elevilor, care acolo de fapt este problema. Sunt de multe ori inactive pentru că ba sunt controlate de profesori, ba nu știu ce să facă, ba nu sunt formați și mai departe. Deci atâta timp cât veghezi Consiliul Școlar al Elevilor și oarecum îi motivezi să-și facă treaba și, și aduci anumite proiecte și la nivel județean, cu siguranță este o rețetă de succes minim, așa. Da, cu siguranță, mai ales că dacă visezi, cum ai zis și tu, acea adeverință și așa, se va vedea în momentul în care nu îți faci activitățile de care ai nevoie, astfel încât să se poată considera că tu ai fost, nu știu, un președinte, un vicepreședinte de încredere al Consiliului Județean. Și cu siguranță și cei din adunarea generală și elevii pe care îi reprezinți nu ți vor oferi încrederea de care tu ai nevoie, astfel încât să poți într-adevăr să fii un reprezentant al lor. Aș vrea să mergem acum pe partea de sfaturi. Ce sfaturi ai tu pentru viitorii reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor Prahova?
O să mă leg oarecum și de cireș pe școală, pentru că au fost și alegerile astea, bine, ar fi trebuit să se termine conform calendarului. În primul rând, nu trebuie să te lași demotivat de profesori, nu știu, care spun că nu vei face nimica cu Consiliu, că nu vei schimba nimica. Să aud lucrurile astea, pentru că uneori, ba, profesorii vor să te împiedice să faci anumite activități, ba, efectiv, anume, poate intră la un moment dat o ură față de această structură sau diverse motive pe care le au profesorii. Din nou, nu te lăsa demotivat de acele uși închise de care vorbeam mai devreme și fi mereu deschis către noi inițiative, noi păreri, noi idei legate de alte, de anumite proiecte și... Până la urmă, dacă ți se închide o ușă, vei intra pe fereastră până la urmă. Da, vei găsi o soluție astfel încât să poți să ți îndeplinești scopul. Ceva de genul trebuie să fie în România. Și dacă nu intri pe o anumită ușă sau nici pe un anumit geam, poate găsești o altă ușă în care să te ajute. Tot timpul se vor găsi soluții, da. Exact. Acum aș vrea să vorbim de partea aceasta de, știu că ne vorbeai tu mai devreme despre cum profesorii uneori nu sunt foarte receptivi și nu-și doresc să contribuie la toată această mișcare. Și mă gândesc eu că poate nu înțeleg ceea ce fac elevii în cadrul acestor consilii, consilii școlare sau consilii județene sau naționale. Și cu siguranță niciun elev nu înțeleg ce înseamnă această reprezentativitate a elevilor și cum, dacă au o problemă, pot apela cu încredere la reprezentantul lor, la reprezentantul elevilor. Cum crezi tu că putem să ajungem la acești profesori, la acești elevi, astfel încât să îi informăm și să îi facem să înțeleagă exact cu ce ne ocupăm în cadrul consiliilor județene, consiliilor școlare? Și mă gândesc aici la, nu știu, posibile workshop-uri sau idei pe care tu le ai și pe care îți dorești să ni le împărtășești. Da, anumite mentalități nu pot fi schimbate. Aici, după atâția ani, după vreo 6 ani, am ajuns și la concluzia aceasta. Sunt cu siguranță profesori care se încadrează în această categorie, cum, pe care ai menționat-o tu oarecum, care nu știe ce face Consiliul, dar sunt și persoane, o să încep cu asta, ca să termin într-un mod pozitiv, profesori care efectiv vor să te încurce, pentru că realizează de multe ori profesorii, chiar știu foarte bine care este misiunea Consiliului și realizează câte drepturi și atribuții are Consiliul în legislație. Nu știu. De exemplu, dacă vrei să devină un director, aplică pentru o școală pilot. Ca școala respectivă să fie eligibilă pentru a fi școală pilot, trebuie semnătura președintelui Consiliului Școlar al elevilor. Adică și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de genul de care și profesorii știu și uneori le este frică să lase respectivul elev să se dezvolte, pentru că va dezgropa anumite probleme. Asta ar fi un exemplu. Mai este și partea pe care ai menționat-o tu, zice, neutru oarecum, în care profesorii nu neapărat nu știu cu ce se... Simplu nu sunt informați, mă gândesc. Exact. Și aici, cu siguranță, noi invităm mereu, de exemplu, eu când se făceau caravanele și în continuare se face caravana CJ, invitam și profesorii odată cu elevii să participe la acea caravană, care efectiv era făcută să promoveze atât dreptul elevilor cât și Consiliul. Deci, cu siguranță, există astfel de soluții care pot ajuta profesorii și elevii să înțeleagă cu ce ne ocupăm noi și poate și în mediul online un pic mai mult, dar în mediul online este și un pic greu, având în vedere lipsa de finanțare pe care o avem. De multe ori ai nevoie și de reclame plătite și așa mai departe ca să ai un succes mai mare. Și există și am zis că o să închei într-o parte pozitivă, există și profesorul care te ajută foarte mult și în Prahova am dat, care colaborează cu Consiliul Școlar Elevilor, pentru că și aici de fapt este, aici de fapt problema între a colabora și a controla, e o linie foarte fină. Mulți încearcă să colaboreze, mă refer la Consiliu, și de fapt se lasă controlați de respectivii profesori sau uneori chiar se găsesc cazurile fericite în care chiar există o colaborare pe bune între Consiliu și profesori. Da, pentru că cu siguranță profesori și oameni care își doresc să ajute și sunt dornici să aducă o schimbare în bine și să contribuie la această inițiativă a elevilor, vor exista mereu. Și trebuie, în opinia mea, să îi căutăm de fiecare dată și să dăm de persoanele care chiar își doresc să contribuie la schimbarea aceasta în bine despre care vorbeam. Tot pe partea aceasta de aspecte care nu s-au întâmplat așa cum îți dorești tu sau chestii care crezi tu că se puteau face mai bine, care crezi că sunt cele mai mari probleme pe care le întâmpină Consiliul Județean sau poate Consiliul Național la acest moment? Probleme legate de organizare internă oarecum? Da, sau organizare externă pe ambele părți. Bun, o să iau oarecum pe intern. În Prahova, problema pe care am avut-o atunci cel mai mult
Fapt pentru care am făcut și SGFR-ul este că în multe licee activitatea Consiliului Școlar Elbru era aproape zero. Mă refer aici la partea de educațional. Că într-adevăr, mai erau consilii școlare ale elevilor care făceau, nu știu, banchet, bal, ce era. Asta nu, neapărat o mișcare, nu este neapărat o activitate pe care eu o recomand, este o chestie pe care poți să o faci extra așa. Ok. Dar mișcarea de reprezentare este despre a fi vocea colegilor, a reprezenta drepturile și așa mai departe. Prin urmare, aceste activități pe partea de domeniul educațional nu prea existau. Cu siguranță aici ar putea exista o îmbunătățire mult mai mare, a ajuta consiliile școlare să dezvolte astfel de proiecte și să le implementeze în respectivele școli, nu știu, caravane, workshop-uri, să facă diverse petiții, chestionare, că și aici este problemă. De multe ori, nu știu, n-ai hârtie igienică la toaletă. E o problemă clasică. Dar aici nu este o problemă pe care o rezolvă nici Consiliul Județean. Bine, poate Consiliul Județean al Elevilor, Consiliul Național sigur nu se poate implica în așa ceva. Cel mai ușor o rezolvă Consiliul Școlar al Elevilor. Păi cum faci o petiție, un chestionar, întrebi. Tu ai avut azi hârtie igienică la toaletă, mergi cu formularul ăla, are 1000, zicem că din 1000 de elevi, în 2 zile strângi 800 dacă scuranță, faci treabă bună, pentru că este pe plan cel mai local, să zicem. Și te duci la direcțiune cu asta, foarte simplu și ok. Care este problema? Dacă nu merge cu direcțiunea, mergi mai departe. Astea sunt exemple de activități pe domeniul educațional, să zicem, care ar ajuta cu adevărat elevii. Deci asta ar fi o problemă. Acum, pe partea de dezvoltare externă, să zicem așa, și la nivel național și județean și școlar, există o problemă de promovare. Bine, la școlar mai puțin, că te promovezi oarecum direct vorbind cu elevii. În schimb, la nivel județean și național, problema oarecum este destul de mare în rândul promovării acestei structuri și vedem asta pe social media, nu știu, Consiliul Național al Elevilor, cred că are undeva 5.000 de followeri, adică există persoane în Ploiești, care, adică elevi, care au mai mulți urmăritori decât Consiliul Național al Elevilor, în Prahova cred că am ajuns la 1.000 și, pe acolo, da. Deci în Prahova 1.000 și înseamnă 1% din toți elevii din Prahova. Acum din 1.000 nu sunt toți elevi. Deci, exact ce vorbim mai devreme. Cumva sunt elevi care nu cunosc ce înseamnă cu adevărat Consiliul Elevilor și cu ce se ocupă. Și poate nici nu sunt suficienți de implicați sau doritori cât să caute și să urmărească astfel de structuri. Dar cu siguranță pe partea asta de domeniul de dezvoltare externă s-ar putea lucra un pic mai mult pe promovare. Și la nivel național și județean. Cu siguranță. Sunt de acord cu tine în tot ceea ce ai spus și mă gândesc că acestea sunt cumva problemele pe care următorul birou executiv, în urma alegerilor care urmează să fie, se poate ocupa de aceste probleme. Și acum aș vrea să mergem cumva pe partea de leadership. Știu că ai fost președinte și cu siguranță toată această ocupație a ta se leagă de partea de leadership. Și aș vrea să te întreb care sunt metodele tale, astfel încât să fii cât mai organizat, să ai o activitate cât mai bună în cadrul Consiliului și cumva să coordonezi toată echipa de birou executiv, vicepreședinții, secretarul executiv, cât și directorii de departament. Și mă refer aici la partea cu, nu știu, poate ești un lider dur sau un lider înțelegător cu ceilalți. Cum anume percepi tu toată această mișcare de leadership? Bine, aici este în primul rând subiectiv, nu o să mă autoevaluez eu pe mine cum sunt și cum ar trebui să fie legat, ca să încep cu oarecum cu finalul cu întrebării, oarecum ar trebui să te mulezi pe persoane și situațiile respective. De multe ori cu anumite persoane trebuie să ieși la cafele ca să reușești să le motivezi să lucrați împreună, cu alte persoane nu merge așa cu vorba bună și trebuie să te impui un pic. Depinde foarte mult de persoane și cum funcționează, nu știu, cum e și cu elevul la școală. Unii profesori, cu unii elevi profesorii poate să fie mai agresivi, un pic mai duri ca să îi motiveze, cu alții nu merge și mai rău le faci. Acum depinde foarte mult. Și legat de time management și de toată partea asta, eu sunt adeptul la puțin, dar bine. Există și președinți de consilii județene care sunt implicați în 100.000 de activități. Se poate observa că poate activitatea nu este cea mai bună. Eu sunt de la început până din a noua, n-am fost implicat absolut nimic în afară de Consiliu. Strict că în Consiliu faci de toate. Nu știu, dacă vrei să faci activitate de plantat copaci, poți să faci asta și în Consiliu. Nu trebuie să te inscrii neapărat un ONG care se ocupă de partea asta de sustenabilitate și așa mai departe. Vrei să faci protest, poți să faci în Consiliu.
Adică Consiliul se ocupă cam cu de toate și nu o să duci lipsă de nicio activitate. Dacă știi să le faci bine, poți să le faci și în Consiliu. Deci asta ar fi un lucru, rămâi în Consiliu, fii full-time acolo dacă chiar îți place și te dedici, dacă nu, poți să, cu siguranță să părăsești și să găsești altă lucru care te reprezintă pe tine. Bun. Și mai era ceva legat de toată partea asta de motivare și de... Exact. Cum anume organizezi tu tot biroul executiv și directorii de departament automat? Măi, eu atunci, pe vremea mea, aveam grupuri, 100.000 de grupuri, asta nu se scapă niciodată. Că aveam grupuri de birou executiv, birou executiv plus, plus director de departament, era grupul de AG, grupul cu biroul de presă, deci sunt 100.000 de grupuri pe care trebuie să le menții mereu active ca să nu își pierdă lumea interesul și să nu se întrebe mai, așa mai fac ceva. Deci o comunicare constantă și acum cum este comunicarea, ți-am zis mai devreme, depinde foarte mult de persoane. În schimb, în birou executiv de multe ori se creează și niște relații de prietenie. Asta ar trebui să se întâmple, mai ales pe mandate foarte lungi. Nu știu, am avut un mandat care a rămas la fel un an întreg și acum suntem prieteni, vorbim constant. Deci, cu siguranță, trebuie să găsești această cale de a relaționa cu toată lumea. Mă refer la birou executiv măcar. Și cu directorul de departament ar fi super, astfel încât să lucrați din plăcere, nu să fie așa o muncă extra pe care trebuie să o faci după școală. Înțeles. Deci cumva toată partea aceasta de echipă și de lucru în echipă, cumva din plăcere, este cheia succesului. Și, mă rog, sfatul unui vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor este ca o persoană să se implice 100% în ceea ce face și să nu încerce să se împartă cumva în mai multe, nu știu, asociații, ONG-uri, etc. Cumva să meargă doar pe partea de Consiliu sau, mă rog, să-și aleagă o singură cale și pe ea să meargă, astfel încât să poată să atingă performanța, mă gândesc. Acum aș vrea să mergem cumva pe o altă zonă. E o problemă destul de des întâlnită la momentul de față, pe zona transportului mai exact. Sunt câțiva elevi care învață după amiaza și termină școala destul de târziu, undeva în jurul orei 7-8 după amiaza. Și autobuzele sau, mă rog, microbuzele care ei merg acasă pleacă înainte de finalizarea orelor, iar profesorii nu își doresc și nu sunt indulgenți să-i lase pe elevi să plece puțin mai devreme de la ore, astfel încât să poată să prindă acele microbuze sau autobuze. Concret, da. Ce se poate face astfel încât să-i ajutăm? Pentru că majoritatea nici măcar nu stau în oraș și le este greu cumva să ajungă acasă după finalizarea orelor. Da, situația este în toată țara, este o problemă. Cu siguranță, bine, legea în momentul de față precizează oarecum că ar trebui să se, că respectivii operatori de transport sunt obligați să creeze rute și pentru respectivii elevi. În Prahova, acum este o chestie de aplicare a legii. Cea mai mare putere asupra operatorilor de transport o are Consiliul Județean. Am văzut și eu știri în Prahova care au fost amendați câțiva operatori de transport pentru că nu acordau acele abonamente gratuite. Deci, pe partea asta, trebuie să se discute tot la fel cu autoritățile. Să se vorbească cu operatorii de transport și să creeze acele rute, pentru că sunt obligați. În cel mai rău caz, bine, asta e o chestie foarte complicată, știți, e și proiectul acela în care ministerul dădea acele autobuze speciale, numai că acele erau în mare parte pentru școli gimnaziale, pentru că acolo sunt elevii mai mici și așa mai departe, îi ajută mai mult, cum a fost și cu transportul, cu microbuzele electrice care au fost acordate prin fonduri europene. Deci aici este efectiv o treabă de networking, de advocacy pe care trebuie să o facă Consiliul la nivel de județ, să vorbească cu autoritățile și să găsească respectivii operatori de transport care ar trebui să aibă rute și la acele ore. Că, da, într-adevăr, nu este o soluție să plece elevii de la ore să piardă materie, speranță. Mai ales că uneori trebuie să pleci chiar de la ultima oră, adică înțeleg și profesorii. Una este lasă să pleci la 10 minute, una este să pleci la toată ora, adică e deja un pic cam mult. Da, cu siguranță. Mă gândesc, uite, direcțiunea chiar nu poate să facă nimic, astfel că, nu știu, mă gândesc să le mute cumva orarul sau să mute cumva, nu știu, ultimele ore, măcar să aibă puțin mai puține minute și pauzele cumva să se scurteze. Asta aici e o problemă de infrastructură mare parte, pentru că avem foarte și puține clădiri, licee și cu foarte multe clase. De asta vedem două programe pe liceu, unde e seralul, de vine și al treilea program. Deci,
rare ori se poate discuta de modificarea programului, având în vedere că efectiv n-ai cum să muți orele și n-ai unde să le muți. Și mai este și problema că trebuie să fie orele de 50 de minute, pentru că așa prevede legea. Bun. Asta ar fi o problemă, numai că în pandemie, când făceai orele de 40 de minute și automat se scurta și din timpul programului. Acum poți să te uiți la pauză, că are pauza 10 minute sau poate o reduci la 5 și mai reduci câteva minute pe întreg cursul programului. Dar nu este neapărat o soluție, ci soluția cea mai fezabilă ar fi să se introducă rutele la orele respective, pentru că până la urmă n-ar merge oricum autobuzul gol, tot ar merge cu cineva, adică cu clienții înăuntru, pentru că ar fi toți elevii care trebuie să ajungă acolo, în respectiva localitate. Și cine concret se poate ocupa de partea aceasta de introducerea unor rute noi? Mă gândesc că Consiliul Elevilor poate avea o voce destul de importantă în tot acest demers. La cine concret poate apela acest consiliu? La operatorii, nu la operatorii, pardon, la Consiliul Județean, care trebuie să vorbească cu operatorii de transport, pentru că ei încheie contractele de delegare a atribuțiilor cu acești operatori de transport. Deci ei au cea mai mare putere, ei poate să-i și sancționeze conform contractelor pe care le-au încheiat cu respectivii operatori de transport și operatorii de transport, prin contract, sunt obligați să respecte legea în vigoare. Deci cu siguranță și această problemă are o soluție astfel încât elevii să poată să ajungă acasă într-un timp ok. Chiar dacă termină orele destul de târziu, să poată să prindă acele autobuze și să meargă acasă, chiar dacă nu stau în oraș și așa mai departe. Acum am vrea să ne focusăm puțin pe partea aceasta de materie, dând un simplu search pe internet despre problemele sistemului de învățământ. Observăm faptul că materia este poate puțin învechită. Sunt acele opere la limba română, de exemplu, pe care le studiau chiar și cei din 1900 și așa mai departe. Care crezi tu, în opinia ta, ca vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, că este soluția astfel încât să, nu știu, să introducem și opere noi în sistemul de limba română? Sau poate să schimbăm puțin materia astfel încât să fie mai actualizată la tot ce înseamnă nevoile și dorințele elevilor din 2023? Păi soluția e destul de simplă, mai ales având în vedere că ne aflăm în pragul unei noi legi a educației, lansării unei noi legi a educației naționale, care automat necesită și noua legislație subsecventă, adică toate ordinele de ministru și așa mai departe. Și unul din ordinele de ministru este ordinul care aprobă practic planurile cadru. Planurile cadru vor fi modificate, adică toată materia va fi schimbată. De ce? Pentru că în 2027 va fi implementat noul BAC, care va necesita noile planuri cadru. Noile planuri cadru vor reglementa materia astfel încât să existe o continuitate între noile planuri cadru din gimnaziu. Și în sfârșit se va rezolva problema cu noile cadru în liceu, pentru că știi că și acum există școli gimnaziale care, bine, sunt pe planurile cadru noi. Și elevii acum au intrat la liceu, dar învață pe vechea programă, adică pe planurile cadru vechi. Nici gramatica nu se mai leagă acolo, cine face gramatică foarte puțin fac, nu știu, și există foarte multe, nu știu, în gimnaziu acum faci și materii legate de educație civică, în liceu nu mai există nimic legat de toată partea asta, în gimnaziu acum mi se pare că faci un pic de ceva de economie, în liceu faci economie, dar nu se prea leagă cu ce făceai în gimnaziu și așa mai departe, există foarte multe neconcordanți în problema aceasta. Dar planurile cadru sunt soluția și odată ce vor fi puse în dezbatere publică, Consiliul Elevilor are un interes foarte mare să lucreze pe ele, pentru că asta așteptăm și noi de atâta timp. Și aici, practic, va fi o oportunitate a noastră să modificăm radical materia care se predă în școli, în special în licee. Pentru că acum în gimnaziu s-a mai îmbunătățit un pic situația. Și concret, pe ce parte vreți să schimbați, să modificați? La ce materii anume? Că mă gândesc că, uite, matematica, de exemplu, nu poate fi schimbată, fiind matematică și fiind cumva o materie destul de stabilă, la fel și fizica și informatica. La ce materii v-ați gândit să schimbați cumva programa aceasta? Planurile cadru nu reglementează neapărat doar materia, ci și cum este predată și așa mai departe, împărțirea pe module, module în care se aplică materia și așa mai departe. Deci la matematică, unul la mână, poți să reduci materia, doi la mână, poți să faci și să introduci matematica aplicată, să fii obligat ca profesorul să predea matematica prin exemple aplicate și așa mai departe. Să fie cumva mai interactiv pentru elevi, mă gândesc. Da. Deci există și soluții de gen în planurile cadru, adică care pot fi reglementate. Deci acum pe ce să ne axăm noi? Pe tot ne axăm.
învățământul dual, în special pe planul educativ pentru învățământul dual, pentru că va apărea și acesta, nu va mai exista învățământul tehnologic și așa mai departe, va exista învățământul dual. Prin urmare, nu avem neapărat un anumit focus, o să ne axăm pe absolut tot, pentru că este important să modificăm mai tot, pentru că nimeni nu este mulțumit în momentul de față, de aia că nu știu, dacă întrebă cineva, nu o să zică că îmi place o materie anumită. Poate limbile străine, că alea, na, le înveți, nu le, trebuie să le înveți așa cum sunt, n-ai ce să prea modifici. Poate și acolo cum sunt ele la fel predate. Da. Am înțeles cu siguranță un aspect care ne vizează pe toți și care este unul de impact și cu siguranță unul de folos pentru viitor. Ai zis anul 2027, nu? Pentru BAC. Pentru BAC, ok. Da. Am înțeles. Acum aș vrea să ne focusăm pe partea aceasta de implicare a elevului reprezentant. Și vreau să te întreb, știu că elevul reprezentant trebuie să asiste la diferitele ședințe din primăria locală, din Consiliul Județean, la nivel național, poate din guvern. Cât de ascultată și nu doar auzită este vocea lor în cadrul acestor ședințe? Am avut o problemă, așa oarecum, cu cât avansezi în sus, așa oarecum, e devine mai ușoară treaba. Nu înțeleg cum de s-a ajuns așa. Adică eu mă așteptam că, na, într-o școală să fie ușor să vorbești cu direcțiunea și să vrei ceva, pentru că sunt lucruri pe care le ceri practice. În schimb, la, nu știu, când avem la nivel național, eu mă gândeam că ceri o modificare legislativă, spre exemplu, și ar fi mai greu. Nu este neapărat așa. Am observat că mai multă reticență apare din partea directorilor decât din partea, nu știu, senatorilor. Nu știu e cum s-a ajuns aici, dar da. Acum, la nivel național, Consiliul Național Elevilor este destul de puternic, este o voce destul de puternică. Vedem aici, vedem pe noua lege educației, cum aproape toate amendamentele noastre au trecut. Am fost și noi prezenți când la ședința pentru această lege, când se aprobau. Cu siguranță mergem la o groază de ședințe la guvern pe diverse legislații. Acum am mers la, de curând, legat de hărțuirea în școli. Practic s-a modificat codul penal în privința aceasta ca să fie mai ușor de reglementat această hărțuire și așa mai departe. Adică la nivel național chiar sunt modificări care se întâmplă datorită nouă. La nivel județean contează foarte mult politicul și cum pui problema din punctul acesta de vedere. Adică dacă apare un comunicat în presă care creează un pic de scandal, imediat vei fi ascultat. Acum depinde foarte mult și de județe și de politicieni. La fel, de multe ori găsești deschidere la Consiliul Județean și cu transport și așa mai departe. Pe când, la fel, cu cât cobor, parcă e un pic mai greu. La primărie și în Ploiești am înțeles la treaba asta. Poate este un pic mai reticent puțin reticent anumite persoane, dar depinde și cu cine vorbești, fiind mulți angajați. În schimb, în școli, așa cum am zis, de multe ori sunt ușile închise, pe la direcțiuni, acum, asta se întâmplă în toată țara, nu știu care este problema, dar trebuie găsite și acolo alte uși deschise ca să poți implementa diversele proiecte sau activități. Dar la nivel județean, prezența elevilor, reprezentanți, mă rog, a președintelui sau a delegatului acesteia, în ședințele de, nu știu, Consiliul Județean sau Primăria Locală, e cu adevărat această prezență? Adică acești delegați ai elevilor cumva se duc cu adevărat, sunt invitați la aceste ședințe? Vocea lor este cumva cerută, astfel încât să poată să vină cu propunerile pe care elevile și le doresc? Acum, în afară de la nivel național, într-adevăr, ești chemat. La nivel județean nu prea am fost nici eu chemat, rare ori am fost chemat la anumite ședințe. Ce de ședințele de Consiliu Local, nu știu care ar fi beneficiul dacă te duci acolo, în primul rând, că este foarte mult scandal de multe ori. Dar, cu siguranță, ședințe care vizează elevii, cum ar fi, nu știu, CCPT-ul. În CCPT, bine, noi suntem membri și la nivel județean și la nivel local de primărie Ploiești, pentru că acolo există, cu siguranță acolo suntem chemați pentru că, na, sunt obligați să ne cheme. În schimb, mai există și ședințe, nu știu, care am fost, de exemplu, când eram eu președinte, la prefectură, la o ședință legată de toată partea asta de sustenabilitate. Deci unde există interes să facă treabă și politicienii, sigur te cheamă. Acum, unde există probleme, nu știu, cu transportul, de exemplu, trebuie oarecum să te auto-invizi tu și să trimiți solicitare de participare, spre exemplu. Acum, punctul de vedere, de multe ori,
întoarce capete, să zic așa, adică cu siguranță deschide o anumită viziune a persoanelor, dacă nu era deja, și de multe ori poate schimbă chiar și radical rezultatul respectivei, nu știu, modificare a unei hotărâri sau așa mai departe. Deci poate ajuta niciodată, nu știi dacă mergi degeaba sau nu. Și da, de fapt niciodată nu mergi degeaba. A pus o problemă pe masă care poate fi mai târziu redezbătută și poate chiar să apară în presă și așa cum ziceam, de obicei politicul este speriat de toată treaba cu presa, deci dacă se ivește un scandal în presă, cu siguranță vei vedea o complet altă deschidere. Și cumva acesta este sfatul tău către toți elevii reprezentanți, astfel încât să fie cu adevărat băgați în seamă de autoritățile locale. Da, oarecum cu siguranță contează foarte mult deschiderea, adică bine, transparența asta, tot ce se întâmplă și a problemelor de care te ivești. Acum ceva timp Consiliul Județean chiar cum alegerilor chiar eliberă destul de multe comunicate de presă legate și de transport. Și Consiliul Național a făcut anul trecut, știți, protestul ăla cu negru pentru burse sau cum a fost denumit, unde elevii se îmbrăcau un negru în formă de protest. Adică au și metodele astea, da, beneficiilor. Deci soluții se pot găsi de fiecare dată, astfel încât vocea elevilor să fie cu adevărat ascultată, nu doar auzită. Da. Am înțeles. Aș vrea acum să mergem pe partea aceasta de reprezentativitate. Cu siguranță, în numele Consiliului Național al Elevilor, ai reprezentat toți elevii țării la diferite evenimente, mă gândesc poate și în plan internațional. Și aș vrea să ne spui ce ai văzut tu în afara României care se poate implementa în țară, astfel încât sistemul de învățământ sau modul în care se reprezintă elevii să se dezvolte și să fie unul cu adevărat strălucit și la nivel de performanță. La nivel internațional, într-adevăr, am fost de câteva ori, am reprezentat România. CNE este membru în OBS, Organizing Bureau of School Students Unions, care este practic o fel de CNE la nivel de Europa și există, da, membri din toate, din diverse state. Avem state și cum, precum Finlanda, unde este cel mai bun sistem de învățământ, așa mai departe. Cu siguranță, un lucru pe care îl vezi acolo este că există foarte multă deschidere. De multe ori este și o deschidere falsă, într-adevăr, că adică doar să fii ascultat, nu, și adică doar să te audă, nu să se și implementeze ceea ce vorbești, dar măcar nu ești demoralizat. Adică este și partea aceasta. Nu mai vorbim de finanțări colosale, nu știu, mi se pare că în Germania Consiliul Elevilor, sau bine, dar nu este un consiliu, este o asociație, efectiv un ONG, care a fost recunoscut până la urmă ca un fel de consiliu, primește 500.000 de euro pe an, mi se pare, din partea guvernului. Adică primește și suportul acesta. Pe când la noi nu există absolut deloc susținere financiară, decât poate, nu știu, de contul transportului în anumite situații. Cam asta ar fi. În schimb, în România avem și foarte multe beneficii din punct de vedere legislativ. Consiliul Elevilor este în legislație, de multe ori este nevoie de un consiliu, așa cum am spus mai devreme, cu școlile pilot. În schimb, în străinătate nu există această legislație pentru Consiliul Elevilor, sau bine, pentru Asociația Elevilor. Există efectiv asociații care s-au format și în fiecare liceu și apoi s-au unit într-o federație oarecum, exact cum, ceva de genul cum funcționează Federația Părinților la noi, că nu este neapărat recunoscută în lege undeva, ca fiind, zice, se consultă părinți, nu zice cum se consultă, la noi se consultă elevii prin Consiliul Elevilor și alte structuri. Deci există și beneficiul acesta în România. Dar legat de tot ce înseamnă implicare, acolo cu siguranță ești mult mai motivat să te implici din diversi factori pe care am menționat. Dar aspecte pe care le-ai întâlnit tu acolo și care pot fi implementate în țară, nu știu, ceea ce ai observat la alte țări, modul în care se desfășoară activitatea Consiliului sau, mă rog, Asociației Elevilor, după cum ai spus, în cazul Germaniei, de exemplu. Aspecte care se pot implementa de la ei la noi în țară? Există? Oarecum noi lucrăm similar, am observat asta. Noi, care, oarecum, îmi place să zic că suntem cam cei mai activi. Deci, oare mereu CNE-ul este dat un exemplu de bune practici în Europa, pe ce înseamnă reprezentarea elevilor. Deci dacă ar fi să zic ceva de ce putem lua de la ei, ar fi exact de să încercăm oarecum să schimbăm mentalitatea oamenilor și să fie oarecum mai deschiși în ceea ce înseamnă ascultarea elevilor și așa mai departe, sau a tinerilor în general, pentru că de fapt asta este problema. Avem, nu știu, dar bine, oarecum asta se întâmplă, pentru că, vezi, generațiile care au ieșit din Consiliul Elevilor se angajează și de obicei se angajează tot în spațiu public. Nu știu, avem secretarii de stat care au fost în Consiliul Elevilor și ne mai cheamă pe la ședințe.
sau așa mai departe. Adică există și oarecum schimbarea asta de mentalitate la mai început, dar va trebui să ajungă și undeva jos, acolo unde ai, că mă refer la directori sau, bine, prin primării și așa mai departe. Cu siguranță. Mă bucur să aud faptul că foștii președinți sau, mă rog, vicepreședinți ai Consiliului Național al Elevilor au ajuns cumva în momentul de față undeva mai sus și nu uită de începuturile lor și cumva cheamă și acest Consiliu al Elevilor la toate ședințele despre care vorbeam, ședințe de guvern, mă gândesc, sau, mă rog, etc. Și tot pe partea aceasta aș vrea să te întreb, ce îți dorești să faci în viitor? Unde te vezi, nu știu, peste 5 ani? Mă gândesc că poate tot în zona aceasta de reprezentativitate. Vrei cumva să urmezi calea celor despre care vorbeai puțin mai devreme, acestora care îi cheamă în momentul de față pe cei din Consiliul Național la ședințele guvernului? Mai bine, până acum, vreo 2-3 luni, voiam să plec din țară, eram hotărât să plec din țară. Pentru că, bine, la noi este o problemă foarte mare legată de câte opțiuni ai, nu știu. La noi știi că există câteva opțiuni clare care sunt de ani, nu știu, drept, medicină, AS și ai partea asta de AS, intră toată partea asta de management, administrația firmei, bla bla bla. Mai ai partea de psihologie, ce mai partea de vocațional pe unde este arte și sport și cam astea, că sunt câteva facultăți clare care au rămas. În schimb, în sănătate se tot adaptează chestia asta. Nu știu, am văzut în Finlanda, de exemplu, un lucru, era ceva de genul sustenabilitate, city management și un pic de drept. Erau toate în unul, ceea ce la noi nu vezi. Adică ei se adaptează oarecum și la nevoile societății în momentul de față, cu sustenabilitate, de exemplu, că acum chiar vorbeam cu cineva, este nevoie de foarte mulți specialiști în domeniu, pentru că toate proiectele europene, spre exemplu, au nevoie de să bifeze punctul de sustenabil, un proiect sustenabil. Dar până la urmă am zis că am observat că nici în state nu e așa de bine, na. Dacă Consiliul Elevilor cel mai bun este în România, am zis până la urmă că se poate să fie și altceva mai bun la noi. Și am ales să rămân până la urmă și să merg la drept. Cu siguranță, da. Țara are nevoie de tine ca tine, deci, și ne bucurăm că ai rămas. Da, asta bine, asta sfătuiesc toată lumea să facă până la urmă. Bine, cu siguranță să iei în calcul toate variantele și să pleci și să... Așa, dar până la urmă, dacă ai ajuns la rezultatul că rămâi în țară, zic eu că e cel mai bine. Acum, nu știu, nu pot să zic din experiență, vedem peste câțiva ani dacă am ales bine sau nu. Dar na, vreau să fac dreptul și pe partea de avocatură să rămân. Dar vom vedea atunci ce se mai întâmplă. Cine știe ce mă convinge să mă devin bugetar. Dar asta ar fi cam direcția mare, partea avocatură, poate și politică, într-un viitor mai îndepărtat un pic. Înțeles. Acum, pe finalul podcastului, aș vrea să le transmit un mesaj tuturor celor care au urmărit acest podcast și totodată cu ocazia următorilor alegeri în Consiliul Județean al Elevilor, aș vrea să le transmit un mesaj și celor care își doresc să candideze și poate și adunării generale care urmează să voteze următorul birou executiv al elevilor. O să încep cu partea de alegeri. Cu siguranță eu sper să fie cât mai mulți candidați. Și la nivel școlar nu s-au întâmplat încă alegerile și la nivel județean, pentru că e bine să ai multe variante și când votezi, să se facă dezbatere. Eu sunt fanul, nu știu, când am prima dată alegeri, au durat vreo 8 ore. Deci au fost foarte mulți candidați, s-au tot dezbătut, îți dai seama, s-a făcut și turul 2 de alegeri și așa mai departe. Deci să vină cât mai multe, să-și depună toată lumea dosarele și pe directorul de departament și pe, să nu fie uitați directorul de departament și pe birou executiv și așa mai departe. Și legat de restul urmăritorilor, dacă sunteți profesori, cât mai multă deschidere către Consiliul Elevilor, la fel și la director, pentru că până la urmă tot profesori sunt, și sperăm să se rezolve toate problemele din educație acum cât mai curând, prin această nouă reformă. Bine, nu toate problemele, ci cât mai multe, astfel încât să ajungem oarecum pe o linie de plutire la nivel european. Acum suntem un pic sub linia aceea de plutire. Cu siguranță. Îți mulțumesc, David, pentru că ai acceptat invitația și pentru că ne-ai oferit o bună parte din informațiile de care tinerii care se uită la acest podcast aveau nevoie. Iar celor care au urmărit acest podcast, vă mulțumesc și totodată vă reamintesc faptul că Pleștiul nostru are și pagina de Instagram și vă încurajez să dați un like și un follow acelei pagini, întrucât se postează activități, proiecte despre și pentru tineri, astfel încât să promovăm cât mai mult orașul nostru. Până data viitoare, la revedere!